Sărbătoarea Paștelui. Spune ce urări poți face de sărbătoarea Paștelui. Cum poți să zici la oameni când e Paștele? Paște fericit și Zice Hristos a înviat și celălalt răspunde adevărat a înviat, da? Stăm frumos pe scaun. Știu, trebuie să învăț să merg pe punte. Păi să înveți. Gata? E ok. Hai să desenăm aici niște ouă ușoare de Paște, repede, da? Și să le colorez. Frumos. Dar fă le direct cu creionul colorat. Cerul. Mai fă încă unul, nu? Pe cealaltă parte, ori tot pe Nu, tot pe partea. Încă
Gata. Gata? Și acum scriem. Data asta ori eu fac ciocă. Ok. Scriem aici, Paște, realizează o felicitare în care să faci o orare cu ocazia sărbătorii Paștelui unui prieten. Alegeți un prieten ca să-i facem felicitarea de Paște, da? Haide. Jessie. Ok, scrie Paște fericit, Jessica, da? Că se apropie ziua la Jessica. Sunt numele a Jessica. Da, Paște. Paște e un cuvânt și... Nu, Giulie, Paște e un cuvânt. Paște, tu e. Paște. Fe, tu e. Așa, da, poate tu literele mai frumoase, Giulie. Ține mâna pe carte, amândouă. Paș. Te. Te. Fâie. Fe. Ri. Ci. Căi. Cit. Paște fericit. Așa, și ce semn punem la final? Nu punem punct acum. Punem semnul exclamării. Liniuța cu punct, da? Așa. Am ales-o pe Jessica să se apropie ziua ei. Ok. Formulează propoziții simple, răspunzând la întrebările. Ce face Bianca? Așa tu trebuie să răspunzi. Bianca? Desenează cu mâinile. Nu, Jessica. N-a beuat. Bianca. Ha, desenează. Cu... Palma. Da, dar simplu trebuia să scrii doar Bianca desenează. E, asta e, o punem așa, da? Adică simplu înseamnă scurtă, da? O să ne revanșăm din coace, da? Ce face Bogdan? Citește. Deci cum facem propoziția? Bogdan citește. Așa. Bogdan nu citește. Nu, nici Bogdan. Combină cele două propoziții simple prin folosirea unui cuvânt de legătură. Ce cuvânt putem folosi de legătură ca să li băgăm pe amândouă? Știu. Hai. Bianca desenează cu Bogdan. Nu. Dar Bogdan ce desenează, Giulie? Deci ai zis așa, Bianca desenează cu mâinile. Bogdan citește. Și cum putem să le unim pe amândouă? Bianca Bogdan? Nu. A, nu. Deci, ce cuvânt tot încerc eu să-ți interzic când tot povestești? Și? Și ia, haide să citim propoziția Bianca asta. Bianca desenează cu mâinile și Bogdan citește. Deci aia-i, da? Înțelegi acum de ce tot îți tai și ăla de la povestire? De că la propoziție poți să folosesc și... Păi aici ți-o zis să-l folosești, da?
desenează cu mâinile. Și Bogdan citește. Răspunde într-o singură propoziție la întrebarea. Ce face Bianca și Bogdan? Bianca desenează și Bogdan citește. Deci combină cele două propoziții în unui cuvânt de legătură. Deci am găsit și am și făcut propoziția, da? Uh-huh. Foarte bine. Fost ușor? Da. Revenim o leacă mai în spate. Și care fișă tu alegi? Pe asta? Cam uita care. Asta sau asta? Hai. Asta? Da, dar în ce privește desenele și spune ce fac oamenii primăvara. Uite, noi suntem acum în ce anotimp? Primăvară, dar... E foarte frig. Da, da. Ca vremea. Da. Deci, haideți să vedem ce se întâmplă primăvara. Iei fiecare imagine și zici cât e ceva despre dânsă. Haide. Bine, aici chiar nu înțeleg. Pune păi... mărul în pământ. Păi nu punem mărul în pământ, ce am plantat noi afară? Haideți să vorbim ghiocei. Mai. Nu am plantat ghiocei. La lele? Nici la lele. Dar cum se cheamă ele când să... E diferit? Flori! Așa, deci ce plantează fata? Fata plantează flori. Așa, aici? Băiatul să... Băiatul să... Băiatul plantează ridice. Așa, aici? Copiii plantează un copac. Și aici? Omul? Ce face? Omul ia mielea din stup. Nu. Omul... curăță stupul. Omul curăță stupul. De albine, da? A, de albine. Scrie un bilet pentru bunica ta folosind desene prin care să-i transmiți la mulți ani cu ocazia zilei de naștere. Poți să scrii la mulți ani bunica să-i faci ce poți să-i faci. Un mic cadou, da? Depinde ce cadou vrei tu, da? Un tortuleț, un cadou surpriză, poți să-i faci o ciocolată, da? Dar haide să scriem și la mulți ani bunica, da? Hai să scriem repede. La, la, la. La, la. Ei, dar nu lăsăm deloc spațiu, ce facem? Hai o leacă să fim mai atenti. Ce faci, mama, acolo? La, 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 mulți. Mă, ulă. Mama, am uitat să scriem cumva? Ba, nu. Păi, haideți să vedem. La. Haideți să vedem din câte cuvinte e formată propoziția la mulți ani, bunica. La. La mulți ani, bunica. Bine. La, la. Ce e la? La. Haideți să vedem cum scriem la mulți ani, da? La. Ia scrie tu și zi ceva, asta e, stai și scriem după aia, hai. Ală. La. La. Julie, mulți. Mu-mă-u. E un cuvânt sau e legat de la? Mulți alt cuvânt. Haideți să scriem repede pe o bucată de foaie, da? Ca să vedem să nu mai greșim, da? Uite, am aici o bucată de foaie. Scrie aici, repede, repejor, da? La. La. A. La.
să le uită copilculețele. Mulți A. Plecă, George. Dodi. La mulți ani. Cinci. La mulți ani. La mulți ani. Bu. Și de ce nu ai scris așa și la tine pe foaie? Acum e la mulți. Și aici? Mulți. Nu pui și unii? Mulți. Tu ai zis mulți. Vezi că știi să scrii și când faci o orare, pui semnul. Exclamare. Hai de scrie repede. Oh. La și ce semn punem? Semnul exclamării. Așa, hai, fă-i repede un mic tortuleț acolo. Mami. Din creion? Yes. Din creioane colorate, hai. Mami. Există platuri colorate. Da, Julie. Una. Două. Ia se poate să fie farfuria. Ia să fac. Uite, Julie, ai făcut farfuria, da? Duci un triunghi și îi faci lumânărelile și ai scăpat. Nu e mai simplu pentru ce să te complici. Mama.
Realizează un bilet adresat mamei folosind simboluri prin care să-i comunici că ai plecat să joci fotbal cu colegii. Ce simbolul poți să-mi lași că ai plecat la fotbal? O minge. Așa. Fă o minge și scrie, am plecat la fotbal, sunt imate. O minge și un copil. Haide, fă minge. Răgătită? Da. De ce îi faci face cu negru? Copii. Suntem mari și cam am învățat să scriem, da? Și putem să scriem, am plecat la fotbal. Da. Mama. Bine, doctorice mea. Haideți să scriem aici, am plecat la fotbal. Haideți să învățăm să scriem și cu litere mici, da? Am. Mai întâi cu litera mare. Da. Am. Mami. Am. Plecat. No. Fotbal. Uite acolo, da? Foto. 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 Am plecat la fotbal cu colegii, da? Cu cu. Hai te câștigi la final punctul, da? Cu cu. Scrie acolo colegii, da? Unde? Hai de cât sunt ca pe aici colegii. Cu cu. Cu. Le G. Go al vine ca o nouă. G. Doi de ei, da, colegi? Pune pun, da? Trece de aici, pune colegi, da? Așa, da?